Lucrările de reabilitare și asfaltare pe Alea Sporturilor sunt aproape gata. Odată încheiată asfaltarea, în fața sălii sporturilor urmează să fie amenajat un sens giratoriu provizoriu. Pentru realizarea acestuia au fost purtate discuții cu poliția rutieră și a fost obținut avizul de la Comisia de Specialitate. Scopul instalării rondului este, potrivit conducerii primăriei, acela de a preveni accidentele în condițiile în care, după asfaltare, în zonă se circulă cu viteză mare. În ceea ce privește Alea Sporturilor, odată finalizat această importantă arteră, ca element de noutate trebuie să spunem că am obținut deja avizul Comisiei Rutiere, astfel încât în fața sălii sporturilor va apărea și un sens giratoriu, pentru că este deja de notorietate că în urma asfaltărilor din anul trecut și acest an, indicele de viteză a crescut foarte mult pe aceste străzi noi asfaltate, iar noi trebuie să luăm măsuri suplimentare pentru a preîntâmpina eventuale accidente, iar în urma discuțiilor cu poliția rutieră s-a convenit și a fost aprobată în Comisia de Siguranță Rutieră amplasarea unui sens giratoriu provizoriu în zona sălii sporturilor. După finalizarea lucrărilor pe Alea Sporturilor, reprezentanții primăriei spun că se vor concentra pe asfaltări în cartierele Broșteni, Dorobanți 1 și Dorobanți 2, reabilitarea urmând să fie încheiată în acest an.